Da, m-am hotărât. Am decis să investesc aproximativ 20.000 de dolari în memoria în urmă cu ceva timp prin DCA, adică în trepte descendente. Mai exact, prima tură am luat-o chiar înainte de listare, ca mai apoi să mai îmi asigur câteva intrări și după listare. Da, acest proiect deja s-a listat și nu e o glumă. Vreau să rămânesc până la final pentru că astăzi o să vă las un pont de marți în cripto în viziunea mea, atenție. În frumoasa serie de marți, începută în urmă cu aproximativ o lună, unde vă mai las idei, perspective, ponturi, putem să le numim etc. Să le cântăriți voi. Ca un disclaimer, orice discutăm aici nu constituie sfaturi financiare, ci sunt părerile și analizele mele pe baza studiului meu. Piața cripto e una riscantă, de pildă volatilă, și dacă nu o stăpânești, riști să-ți pierzi banii și mintea. Eu vă arăt deciziile mele și ce urmăresc, de exemplu, în piața asta, ce proiecte am în vedere și, efectiv, da, voi cântăriți mai departe. Practic, de obicei, în proiectele în faza mai incipientă, îmi aloc capital pe care mi-l permit să-l pierd, indiferent. Așa că, din nou, te încurajez la studiu individual. Pui de dac. Dacă nu-ți faci studiu în orice proiect alegi să investești și ulterior pierzi bani, e clar că meriți să pierzi bani pentru că ești un beduin nebun, căruia îi place riscul. Asta e, ai pierdut titlul de DAC și ai trecut în categoria beduinilor. E ok, te înțeleg, eu sunt de mult acolo. Gata cu gluma, mergem mai departe. Înainte să aprofundăm în material, apasă like-ul ăla și stimulează această serie de marți și munca pe care o facem aici. Fii un DAC adevărat, pardon, beduin. Promit că acum chiar termin. Pentru moment. Probabil că vă amintiți de podcastul pe care l-am avut în urmă cu un an de zile cu Jurjică Oliviu. We are in the game. De data aceasta la un episod special. Mă bucur că sunt aici. Construim acest ecosistem de mai bine de 2 ani de zile. Doar că planurile noastre fiind extrem de mari și unde vrem noi să țintim, nu avem niciun fel de limitări. Am vrut să ne asigurăm că produsul pe care o să-l scoatem în piață o să fie cu adevărat unic și scalabil la nivel global. Îl găsiți și pe Twitter, da? CEO-ul Emoria Finance. Tot pe Twitter găsiți și canalul și ecosistemul Emoria și desigur în descrierea clipului. Pe atunci, sincer, eram surprins de viziunea, pot spune, foarte măreață a lui Oliviu, transpusă desigur în ambițiosul proiect. Dar, sincer, eu personal nu mă așteptam să livreze aproximativ cam tot ceea ce au promis și discutat în acel podcast. Cumva, atenție, e important, într-un timp atât de scurt, și spun scurt pentru că am avut condiții de piață destul de severe, cei care mă urmăriți deja de peste un an știți cum a fost acest bear market și cum a arătat piața, iar ca să strângi capital în bear market și să construiești, e greu. Iar de lucrul ăsta pot să spun că sunt impresionat cumva. Și de multe alte lucruri care s-au întâmplat pe aici. Cu toate acestea, lăsând introducerile astea pompoase de Doug Liber Bănățean ce sunt, vreau să aveți în vedere că aceștia au mai anunțat parteneriate cu ambasadori, mi se pare, solizi și renumiți, și vă dau doar câteva nume pentru că timpul e limitat și vreau să îl consumăm eficient. De exemplu, Gabriel Tamaș. Sportive, către cluburi de fotbal, către tot sportul vreau să aduc, pentru că atunci se pot autosusține. Având galeriile lor, având comunitatea lor, având prietenii lor, vor vedea că vor avea de câștigat. Nu e să te îmbogățești, este să te autosusții. Eu, de exemplu, când se dă drumul la aplicație, îmi voi da fetiței mele și neveste-mi, du-te la sală, tu du-te și aleargă. Da. Bine, mă refer aleargă, du-te și plimbă-te, nu e nicio problemă și vei vedea că vei câștiga bani. Și când vei vedea că vei câștiga bani, o să faci și mai mult. Și atunci este bine pentru corpul nostru, nu? Că facem sport. Dacă nu ai auzit de Tamaș, te invit să te întorci 4.000 de ani înapoi, să locuiești în peșteră și să vânezi struț cu arcul. Mai departe, întorcându-ne în prezent, 4.000 de ani mai târziu, continuăm cu Constantin Budescu, alt partener cheie al Emoria. Nici de el nu știi. Înapoi în peșteră. Te las în pace, că nu am de ales. Alexia
căruțașul câștigătoare, atenție, a cupei Champions League la volei, Daniel Natea, campion la lupte, și mulți alții pe care îi găsiți și pe site la ei. V-am lăsat link-ul în descriere. Dar, atenție, și parteneriat extrem de puternice, precum Dinamo, care are milioane de suporteri și chiar Federația Română de Basket. Și cred că este doar începutul. Bine, eu sunt din Banat, deci să țin cu Poli. Dinamo e rivalul. Dar mă rog, pentru mine e destul de simplu. Ca să poți să convingi o federație să devină parteneră într-un proiect cripto, că aici elementul de legătură e ceva destul de huge. Adică oamenii încă nu știu bine cu ce se mănâncă lumea asta. Sincer, până aici pot să zic bravo. Și da, bravo echipei. Adică de multe ori promovăm tot felul de proiecte din extern și dacă e ceva fain pe meleagurile noastre, le punem la colț și nu mi se pare neapărat eficient. Eu rămân patriot și dag liber și punct. Tu, dacă vrei, rămâi cu beduinii în peșteri și vânezi struți cu arcul. Da? Trebuie să tragi bine, că dacă nu, da, mă rog. Un alt element important care mi-a atras atenția, proiectul deja are aplicația în faza de testare și au lansat și un concurs prin care oferă, din ce am văzut pe site, șansele pentru 10 noi intrări în faza de testare a aplicației, în faza beta. Aceștia vor avea, practic, oportunitatea de a se familiariza cu aplicația, cu ecosistemul, înaintea tuturor și chiar vor avea beneficiile ambasadorilor oficiali. Și anume vor primi acces printre primii în aplicație, plus că vor avea disponibilitatea la lansare pentru a dobândi un link de referral în ideea în care când se pornește în drumul către adopție, ei vor fi printre primii. Deci ei vor câștiga cumva pe viață din toți cei care veniți în această aplicație după ei. Mă rog, e ceva destul de interesant. Practic aveți ocazia să participați și la un concurs unic, cu ocazia asta și să testați aplicația. Aveți detalii pe Twitter-ul lor și pe Telegram, din ce am văzut, am citit și am mai reușit să culeg ca și pachet de informații. O să vă las și link-urile, desigur, în descriere. Acum, ca să intri în concurs, ca idee, tot ce trebuie să faci este să te deții undeva la 200.000 de MR, da, tokenul acestora, și să-i pui la staking pentru 30 de zile, începând cu 28 decembrie. Emoria s-a și lansat între timp, că vă spuneam de listare, pe două exchange-uri, unul dintre ele este P2B, iar celălalt este MEXC. E un CEX în top 10 mondial pe care îl găsiți și în topuri exchange-uri pe CoinMarketCap, dacă mergeți să vă uitați. Momentan sunt doar 30 de milioane de monede în piață. Deci, practic, asta înseamnă că observ loc de multe X-uri din punctul meu de vedere. Încă un lucru care m-a surprins plăcut, poate că printre cele mai importante, da, este că chiar și Altcoin Daily, care este cel mai mare canal de cripto din lume, cu propriul lor TV show în America, au vorbit la superlativ despre ei. One of the hottest new token projects to come out of the Multiverse X ecosystem is this one, Emoria Finance. Și credeți-mă, și dacă o să găsească lup moraliști, da, beduini, cum ne zicem noi, să zică că pe bani se poate orice, ăia nu cred că acceptă pe oricine, indiferent de câți bani le oferă, pentru că e vorba de capitalul lor de imagine. Nu am discutat tot ce face ca și model economic și ca utilitate, pentru că aveți un podcast peste 45 de minute în direcția asta aici pe canal, pe YouTube la mine, plus găsiți și pe Altcoin Daily viziunea mai pe larg și la ei în comunități pe Twitter, pe Telegram, și v-am lăsat link-urile pentru cei care sunteți cu adevărat curioși să explorați mai mult ecosistemul. Una din marile viziuni pe scurt ale lor este adopția globală în spațiu cripto. Și cred că au cumva dreptate, pentru că cine nu ar folosi o aplicație care te va plăti pentru simplu fapt că trăiești. E un proiect care dă naștere unui nou tip de viziune, anume un fel de live to earn, adică să trăiești și să câștigi, pentru că noi ardem calorii și când dormim. Și atunci gândiți-vă că fiecare își va dori să dețină măcar un MR sau o fracție, pentru că o să fie foarte scump. O fracție pe care o să o depună la staking și să le ofere oportunitatea de a câștiga recompense pentru caloriile arse. E un proces, într-adevăr. E nevoie de timp. Dar odată cu adopția, oamenii probabil că vor vrea să dețină MR. Iar prin modelul lor economic gândit, el se limitează. Iar asta este un lucru mai bun. Se limitează la 1 milion de unități după sistemul lor de burning. Din punctul meu de vedere, au o raritate incredibilă produsă, da, și o utilitate în același token, în aceeași monedă. Continui să observ proiectul,
Dar vă rog să vă faceți studiu și voi pe mai departe și să urmăriți materialele pe care le găsiți cu ei pe YouTube. Ideea este că Emoria încă nu și-a pus în aplicare, din punctul meu de vedere, modelul economic hiperdeflaționar. Au anunțat că vor lansa moneda și pentru primele 30 de zile vor fi zero comisioane. Gândiți-vă ce se va întâmpla cumva după ce pun în aplicare burn-ul și fiecare tranzacție va fi comisionată și va crea raritate. Sincer, cred că o să fie nevoie să-l aduc pe Oliviu la un alt podcast să ne explice viziunea mai pe larg, cumva și mai relevant. Dar în momentul în care vor lansa aplicația din faza beta, o să treacă în faza alfa și o să fie viabilă și va începe adopția globală din ce m-am mutat prin comunitățile lor, cred că lucrurile o să evolueze într-un mod cel puțin interesant. Din nou, fă-ți studiu și pune în balanță toate lucrurile. Mă înclin cu drag, Robert, să ne vedem cu bine la noi materiale.